Neatenția la volan și neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile de drum au fost principalele cauze care au provocat două accidente de circulație petrecute la sfârșitul săptămânii trecute pe șoselele din județul Sălaj. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, primul eveniment rutier a avut loc duminică 30 octombrie la ora 18.50 de minute pe drumul național 1F între localitățile Kendremal și Sâmnihai al Mașului. Un zăloan în vârstă de 72 de ani, în timp ce conducea autoturismul, a lovit doi cai lăsați nesupravegheați pe partea carosabilă. Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a conducătorului auto și a trei pasageri cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani, toți din Zalău. În acea zi, la ora 21 și 29 de minute, pe E 81 în municipiul Zalău, un bărbat de 41 de ani conducea autoturismul pe direcția Cluj Zalău, iar din cauza neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, curbă periculoasă la stânga și carosabil umed, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă pe sensul de mers. În urma impactului, doi pasageri de 40 de ani din Zalău au suferit leziuni ușoare. În ambele cazuri, conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ polițiștii au întocmit dosare penale pentru vătămare corporală din culpă